Sesiunea de toamnă a bacalaureatului se apropie de final. În perioada 31 august 1 septembrie are loc echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea sau recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat, potrivit metodologiei specifice. În județul Călăraș, în cele șapte centre de examinare, s-au înscris 637 de candidați în vederea susținerii probelor din a doua sesiune a examenului național de bacalaureat. Din totalul celor înscriși, 349 de candidați provin din promoția 2019-2020 iar 288 de candidați sunt din promoțiile anterioare. Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie până la ora 12 și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor în aceea zi, în intervalul orar 14.20. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și prenumelui în conformitate cu prevederile specifice în vigoare. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic cât și electronic. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi afișate sâmbătă 5 septembrie.